Bună ziua, am găsit la o nouă ediție alături de profesorul Andrei Marga. Bună ziua, domnule ministru! Continuăm bună ziua! Spețian. Să sperăm că va fi bună! E, da, așa cum tu spuneți, se mai. Știe. de asta i-am și rugat pe colegii mei să fie afișat în continuu data înregistrării acestei ediții. Pentru că, de fapt, e 1 martie și la mulți ani tuturor, domnilor, când intră această emisiune, Va vor trece câteva zile, dar nicio problemă. At și atunci le spunem uh, uh, ulterior. Uh, așa cum uh, a spus domnul ministru Andrei Marga înainte de a intra în, uh, în uh, emisiune, dau și eu din casă, fără permisiunea domniei sale, uh, să vedem ce ne așteaptă și azi și mâine și eu mai adaug în orele care urmează, pentru că din oră în oră se schimbă situația, domnule ministru Andrei Marga. Ce se întâmplă? la ce să ne așteptăm. Toată lumea își pune întrebarea aceasta, știu foarte bine. Ieri am văzut și eri personal, pentru că am avut niște legături cu imagine cu tot la punctele de trecere a frontierei de stat, groaznic, groaznic, serii reci, cu ninsoare, zăpadă intensă, cu copilași, cu femei fără bărbați, pentru că știm foarte bine de ce nu sunt bărbați. Uh, am văzut astăzi dimineață un Harkov uh, aproape ras de pe fața Pământului, Kievul uh, bombardat în continuu, mai sunt Jitomirul, un alt oraș, cred că e al treilea al pazului a Camărimei în Ucraina. Ce va fi, domnule profesor, înainte de a, de a trece la triada de astăzi? Ce va fi, nu poate spune nimeni deocamdată, pentru că sunt două poziții foarte greu de conciliat. Este poziția Rusiei care cere neutralizarea Ucrainei, federalizarea ei și, mai nou, o curățenie, o denazificare, cum au spus ei. Ce, in, ce in, invers, invers, este poziția uh, Ucrainei care. Ați văzut, a cerut să intre în Uniunea Europeană peste noapte, cere intrarea în NATO, deși, deocamdată, pozițiile sunt foarte opuse, să zic așa. Ar trebui găsită o, o cale. -a, sigur, aici îl citesc pe ziaristul Buchanan, care a fost care e foarte bun cunoscător, candidat la președinția SUA. El a spus, domnule, dar ar trebui cineva să intervină, să spună clar ce se va întâmpla acolo geopolitic. Adică. El citează, el citează președintele Biden, care ar fi zis că nu intră în NATO-Ucraina. Alții citează și alte voci, vocea Germaniei, care până acum a spus nu în Uniunea Europeană. Evident, nu deocamdată, în ambele, în ambele cazuri, dar. Deci ar trebui cineva să intre, să clarifice. Sigur, suntem în situația în care s-a încălcat suverenitatea unui stat, cum e Ucraina, evident. Pe de altă parte analizele spun clar că acolo nu e ceva în regulă. Unde? În Ucraina? Păi vedem două lucruri în ultimele zile. Putem să luăm foarte multe, nu? Ungaria, foarte inteligent, a arătat că nu tolerează zboruri care să ducă arme în acea zonă, în Ucraina. Dar totuși este membru NATO. Mai puțin, păi, da, da. Vine Chiar. suveranitatea. fiecare probabil. țară decide, da, deci o decizie, după părerea mea, inteligentă. Pentru că e, ce se întâmplă? Ei știu ce e acolo. Eu nu știu, dumneavoastră nu știți, multă lume nu știm, dar, doi, este uimitor ce a făcut pe premierul Australiei. A anunțat că a trimis acolo cele mai letale arme cu putință. Ori atunci trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă acolo. De aceea, aș spune, situația e așa de complicată că la ora actuală e greu de făcut un pronostic. Din păcate, oamenii merg în refugiu, mor mulți oameni. Din păcate se distruge economia Ucrainei, se afectează economia Rusiei și ea, se afectează grav chiar, chiar dacă nu, ca cele două economiile din Europa. Plus economia lumii până la urmă, deși e ținută totuși în mâini și de America și de China. Domnule ministru, foarte bine că ați atins o problemă pe care oricum îmi să vă să vă întreb. Vorbeați de cazul Australiei cu acele Da, e o declarație, o declarație de am văzut pe da. presa americană o declarație stupefiantă. De câteva zile auzim că, ba o țară, ba altă țară, vorbim de țări europene, membre NATO. Deci, unele țări din cele 30 de țări, membre NATO, care pe parcursul unei zile, ba una, ba alta, vine cu Uh, cu ce ajutoare vor merge către Ucraina? Ajutoare, nu doar. Uh, cum să zic. Uh, uh, umanitare uh, umanitare civile, ci <laughs> armament, <laughs> muniție da. și tot ce ține de un război clasic. Și atunci vă întreb eu. Uh, până acum, noi știam așa. În, uh, în ghidul de bune maniere, hai să-i spun așa, scrie așa: o țară NATO nu poate intra cu forța în Ucraina, pentru că nu este țara NATO. Dar atunci vă întreb, cum poți aproviziona, nu, nu se încalcă nimic, cum poți aproviziona cu armament și cu muniție, tu ca țară NATO, Ucraina? Nu că am, n-am nicio problemă, doar... Ca, principi... ca principiu. cu toată obiectivitatea. Ca principiu. Asta n-am înțeles. Deci nu intri cu șenile, da? Cu tancuri cu șenile, nu intri tu ca țară NATO, dar trimiți. trimiți Bă, se știe prea bine. Regula Numai, nu mai asumată de NATO a fost apărarea completă a oricărei țări membre a Organizației Atalantului de Nord. Dar în rest nu intră. Sigur, putem discuta acum ce s-a întâmplat, dar aș spune următorul lucru. Aș cita chiar din presa română. Sunt unii jurnaliști foarte bun cunoscători ai situației. Un jurnalist a spus foarte bine. Ucraina nu e în NATO, dar NATO este în Ucraina. Deci, asta e situația, cum să zic, paradoxală, cum foarte bine ați, ați observat. Sigur, dacă lucrurile, eu sper ca să, să rămână în teritoriul unei raționalități, adică să ne înțelegem, dacă o țară, fie ea și Ucraina, cere uh, sprijin militar de natura uh, ajutoarelor în materie de sănătate, chiar de armament, n-ai ce face. E comerțul cu arme care este altceva decât organizațiile politico-militare. un da. comerțul cu arme știm foarte bine. În această perioadă executat. înflorește. Bine, bin, bine, păcate. Bine, ele au, toate astea intră în comerțul cu arme, de fapt, politic. Ba sigur, în legătură cu NATO și o să vedem? venim la o carte a consilierului, președintelui George Bush Senior. Pentru că tot se discută treaba aceasta. Ce, ce, -a, ce înțelegere a fost între Statele Unite și Rusia și, un, și URSS în uh, 91. Chiar am văzut zilele trecute, încă nu s-a pus în presa noastră, dar acum se va pune, consilierul a fost Richard Haas. El este și acum un celebru analist politic și el a lucrat cu James Baker, care era șeful casei albe atunci și mai departe, și el spune că el s-a opus la a converti NATO într-o organizație pur militară. El a spus că ea trebuie să rămână în termenul organizației politice Atlanticului de Nord și sigur, el a avut și opinii privind uh, jocul politic, NATO, uh, RSS sau Rusia, Federația Rusă care s-a creat. Deci lucrurile sub acest aspect se complică, adică sub aspectul venirii la toate datele. Pentru că trebuie să avem toate datele. Multă lume lucrează cu date parțiale. Personal, cred că e sănătos să judecăm cu toate datele. Astăzi ne propune striada democrație, suveranitate, diplomație. Ați spomenit de mai multe ori cuvântul suveranitate. În astfel de situații mai există reguli? Deci, uh, să... prin prisma suveranității. Da. Sigur. Uh... Operațiunea militară a Rusiei, cum e, se numește oficial, de către Rusia... Opera, Operațiunea specială. Mili, dar militar, militară. Militară specială. Mil, militară, militar, da. militar, asta ne interesează aici. Bineînțeles. Sigur, ea încalcă suveranitatea unei țări, în cazul acesta a Ucrainei. Acesta este un fapt și e foarte bună, să spun direct, argumentația chineză, care spune nu putem admite să se încalce suveranitatea. Însă, trebuie spus că suveranitatea la ora actuală e schimbată. E, și anume, suveren... prin suveranitate se înțelege în limbajul internațional actual. E un termen care vine din așa numită pace vestfalică. Se înțeleg două lucruri de fapt. Să nu încalci teritoriul acelei țări și doi, acea țară să-și poate lua deciziile în mod liber, fără constrângere din afară. Ori această întreagă a suverenității este șocată astăzi, este provocată astăzi, este subasaltă astăzi din trei direcții. O direcție este formarea de formațiuni paramilitare. Sunt formațiuni paramilitare în joc în diferite țări. Cred că în fiecare țară există. Paramilitare? Nu, asta e foarte periculos. Paramilitare înseamnă că nu sunt controlate de da, guvern. Dar cred că peste tot. Peste tot, nu? mă rog, n-aș spune. Exagerez? Peste... Da, nu sunt. Nu sunt. Germania -are, nu are. Nu are. Militare, nu. A, poate avea grupuri politice, ai cu altă. Am înțeles. Da. Deci, formațiile paramilitare pun în discuție suveranitatea, în sensul că ți le vede din afară formațiile și fiecare vecin îți spune, domnule, ce caută acei oameni? A doua este era uh, nucleară și mai ales era nucleară cu bombe acum hipersonice, să nu zicem cu rachete hipersonice, nu numai cu altceva. Uh, și trei, să spunem direct, supraputerile actuale, cele trei, Statele Unite, Rusia, China, nu admit, nici una nu admite ca în jur să apară țări care să, uh, să le pericliteze în vreun fel securitatea. Se știe bine. Statele Unite nu au admis Panama, să știe bine. Nu au admis Cuba, clasic. China. China are, pro, are rezerve vis de bombele atomice în posesia Asta cu, a, e, de nord. Vorbim în primul Rusia, rând de arma, în armarea acestor țări deci din jurul Rusia uh, acum e, e, în situație. Deci e clar. Supraputerile cele trei, care o să vedem că sau, se schimbă acum, adică vin și altele pe scenă, acele trei vedem bine că nu admit. Fiecare caută să rezolve în vreun fel situația în care un stat din vecinătate se înarmează peste nevoile uh, firești. Da? Care sunt? Cele deci, care... suveranitatea în acest caz, ea rămâne în termenii non-ingerința în treburile interne și inviolabilitatea teritoriului, dar va trebui să adauge și, clar, aceasta se adaugă să nu periclite securitatea vecinului. Deci aceasta e schimbarea în termenul securității. Sigur, și dumneavoastră și eu suntem convinși că vrem, o pace, vrem un sistem vesfalic, cu suverenitatea absolută. Da, vrem, dar în realitate se petece altceva. Clar, supraputerile nu mai lasă această înțelegere. Aștept cu interes să ne Spuneți câte ceva despre schimbarea aceasta și cu intrarea noilor uh, puteri? Supraputere, în să o spunem, să spunem sub direct. Uh, eu am anticipat-o, aceasta se poate vedea și textele mele de acum vreo 2 ani, uh, forța economică, capacitatea tehnologică, științifică a Germaniei o face să fie o supraputere categoric. Germania, până la această oră, nu a acceptat să se înarmeze, știți bine. Trump a criticat-o pentru că nu face 2% din PIB pentru apărare. Ei bine, Bundestagul, guvernul german a hotărât, Germania iese de sub această restricție. Adică, Germania, e clar, are prestigiul tehnologic-științific, are prestigiul democrației ei, nota bine, în Europa, democrația cea mai funcțională e a Germaniei și cred că nu numai în Europa, chiar pe scară mai largă. Trei. Uh, Germania e o țară orientată spre pace, în mod categoric. Uh, mai departe, ponderea ei în rație internațională. Germania are relații cu toate părțile. Ea are acest avantaj diplomatic enorm, că nu a distrus canalele de comunicare cu, uh, cu anumite părți. Și atunci, teorema mea e că hotărârea Bundestagului, hotărârea guvernului german de a aloca acum... 150 de miliarde de dolari pentru uh, dotarea armatei, asta este un buget de supraputere. Nu e buget de putere uh, mijlocie sau de neputere, e buget de supraputere. Deci Germania intră în rol. Intră în Germania în rol, este clar că intră și Anglia. Care este interesul Germaniei? Uh, uh, aș putea pune pariu că interesul Germaniei dincolo, colo, acolo sunt opinii diferite. Interesul Germaniei este pace, pace imediat și uh, reglementări de drept care să reziste. Pentru că, ce suntem Noi suntem și în situația în care reglementările de drept internaționale sunt încălcate din toate direcțiile. Toate direcțiile. Ori aici e o problemă grea. Este un suflu nou cu venirea noului cancelar sau uh, oricum s-ar fi întâmplat? Oricum s-ar fi întâmplat. Oricum s-ar fi întâmplat, doar că acum e o coaliție, deci o reprezentare mai largă a societății, iar această opțiune o sprijină de fapt și opoziția. Să fim clari, că Germania e o țară matură. Nu Acolo se din... Ce se va întâmpla cu Federația Rusă? Uh, Federația Rusă, mă rog, n-am... Uh... Prin prisma supraputerilor și uh... a puterii. A, uh, bine, acum, uh, ce se întâmplă? Ce uh, amintesc și o formula lui Bismarck? Când sunt cinci jucători, pentru că cinci devine acum... Al Păi nu, 5. Nu, nu. Cei Ce 3 plus 2. Germania continuam. plus Germania și Marea Britanie. Când sunt 5 jucători, atunci trebuie să cauți să ai măcar, măcar 2 de partea ta. Și atunci se va, se, se ne intrăm într-o eră a mai clar, eu am spus-o asta în 2017, intrăm în geometria varia, a unei lumi, a geometriei variabile asupra puterilor, acum intrăm efectiv. Acele mișcări tectonice, de fapt. Exact, de... am spus că atunci depinde de ce aliață își face fiecare. Și aici, sigur, Și la ce alianțe putem să ne așteptăm? Dacă iau, și o să-l să invoc imediat mai, mai, exact, dacă iau geostrategul Bundesmerului, care e un om foarte calificat, eu îl citesc cu mare plăcere, are un nume foarte frumos, Carlo Mazala, da? el e strategul, el spune că e o lume în care țările trebuie să se asume fiecare pe sine. Și din asumarea propriilor interese, ea trebuie să plece, să decoleze pentru a vedea cu cine se aliază. Deci vine o altă lume. Asta m-a accentuat la finalul emisiunii trecute și de asta voiam să revenim. Da. Vine o altă lume. An, poate că nu percepem mâine, Poate nu o percepem nici pe mâine, poate și murim și nu mai percepem, dar totuși ea vine. Am înțeles. Deci, cam atât am aflat astăzi de la dumneavoastră despre posibilul viitor al Federației Ruse. Uh, încă o chestiune care mi-am propus să vă. Bine, întreb. acum Rusia uh, putem discuta și aici poate se pot discuta ore întregi. Sigur. Pe de o parte, ea este o supraputere cu o economie care, nu are, care are probleme grele. Să știe. Doi, este țara cu bogățiile cel mai mari din lume alături de Statele Unite și, cred că, Africa de Sud. Cred că sunt cele mai potente în bogății uh, naturale. Uh, trei, sigur, uh, bogățiile Rusiei tentează. Totdeauna istoria au tentat. Pe de altă parte bogățiile, pe de altă parte Rusia e un teritoriu imens care e foarte greu de, de administrat și multă lume se gândește la tot felul de lucruri. Am văzut analizele americane care spun nu se pune problema uh, unui rol diminuat al Rusiei. Ele spun Rusia rămâne în rol major, dar sigur plătește costurile unei economii care nu s-a dezvoltat decât, sau s-a dezvoltat, dezvoltat mai ales pe, pe linia resurselor. Însă, trebuie și aici spus, uh, uh, o țară care totuși dezvoltă uh, rachete hipersonice, care trimite sateliți, care și ea e partea spațiului, nu e subdezvoltată științific-tehnologic, iar partea din tehnologică, contează foarte mult astăzi. Ca să avem uh, timp și pentru cărți, foarte pe scurt v-aș ruga să-mi răspundeți, domnule ministru Marga, uh, ați pomenit uh, la un moment dat uh, despre uh, cererea care a fost uh, ieri 28 februarie uh, adresată, semnată de către președintele Ucrainei pentru admiterea în uh, în Uniunea Europeană, acolo sunt niște etape destul de, destul de întortocheate și lungi, dar imediat au venit analiștii și nu numai analiștii și alții și uh, au cuplat acest demers care a pornit ieri uh, al Ucrainei cu demersul Georgiei, cu demersul Republicii Moldova și cu unele state baltice. Aici... A, deci să ne așteptăm la da. un, un uh, rug, Sigur, la un sigur, va fi o discuție și, mă rog, nu pot spune, nu pot să reprima dreptul oamenilor să-și ce doresc <coughs> ei, nu asta e problema. Eu aș reveni însă la înțeleapta formulare a lui Helmut Schmidt și scrisă în cartea lui ultimă. Uh, Uniunea Europeană ar, face, în, ar proceda înțelept dacă ar integra mai bine, inclusiv sub aspectul valorilor, valorilor sociale, chiar țările care sunt în locul extinderii. El a și criticat, înainte de a muri, situația care s-a creat, se merge pe extindere în dauna integrării. După părerea mea, adaug acum la ce spunea Schmidt, este într-adevăr un risc extinderea în direcții unde nu s-au făcut reforme, unde societățile au probleme foarte grele. Este pentru un european un risc, dar sigur, acum văd că analiza care prevalează la Bruxelles la această oră, nu știm ce va fi peste, trei ore, peste trei ore, e că n-ar fi rău să dea un semnal. Sigur, trebuie să dai popoarelor semnale, deci și ucrainilor, să dea semnale, semnale pozitive, încurajatoare. Dar nu, nu cred că la ora actuală noi suntem acolo cu o societate pregătită de Uniunea Europeană. Mai ales că acolo sunt conflicte, încă sunt falii mari în societate. Vedem cum spun to toate analizele, toate. Domnule, e o societate scindată. Am divagat astăzi de la, și așa se întâmplă în această perioadă mai specială, de la triada pe care ne-ați propus-o, dar în mod sigur vom reveni. Am să vă rog, domnule profesor, să ne prezentați... Da, am adus astăzi. cartea ultimă, încă o dată, a lui Carlo Mazala, care este ceostrategul Bundesverului, Welt un Ordnung, lumea în dezordine, dacă vrem. Sigur, el a analizat ce a ieșit din politicile aplicate în ultimele decenii. O, o analiză făcută în Statele Unite și spune clar, democratizarea, așa cum s-a practicat în răsăritul Europei după 89, a dat rezultate ambigue. Uh, N-a ieșit o democrație încă așa cum s-a proiectat. 2. Intrarea în NATO și Uniunea Europeană, care este rezonabilă a multor țări, nici ea n-a apropiat țările, nu, nivelul de dezvoltare al țărilor. De ce? Pentru că ceea ce el numește socializarea democratică nu e locuri și Șchioapătă și rău. Uh, trei, uh, uh, militarizarea intervențiile militare pe glob spune el din 85 încoace, toate sau toate n-au dus la rezultate, adică niciuna n-a rezolvat problema. Problemele mocnesc încă. Și și trei Trecerea sistemului internațional sub controlul dreptului nici ea nu de rezultate. De fapt, noi revenim la politica de mare putere de dinainte, de 1945. 8, de 8, de 8, de Am să vă rog încă o carte, pentru că ieșim da. imediat din emisiune. și asta este restul a, o să a, le prezentăm. E, cartea lui O'Donnell Schmitter, care a schimbat istoria. Ea a arătat cum se facă tranziția și a dat această teoremă, tranziția, societatea liberă, dacă nu se democratizează, de la început, societățile, ele se întorc tot la, o, la un autoritarism. Și uh, dați-mi voie să închei cu o chestiune uh, absolut simpatică. Acest uh, geograf britanic, Tim Marshall, de prizonierii Geografiei, și ea începe, ca să fim foarte clar, cu următoarea propoziție. Vladimir Putin este un om foarte credincios, uh, un devotat Bisericii ortodoxe și el uh, spune el, autorul, dacă e așa, atunci cred că în fiecare seară când merge la culcare se roagă. Doamne, de ce nu-i mai pus niște munți în Ucraina și în câmpia spre Polonia și în câmpia spre celelalte? Dar acesta este o foarte sugestivă descrie a temei înainte de a apare acest conflict, înainte de a apare acest conflict. Mulțumesc foarte mult! A fost foarte alert pentru că așa e, așa e și perioada pe care o trăim. Mulțumesc, domnule profesor Andrei Marga și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenția cu care ne urmăriți de fiecare dată. Cam atât pentru astăzi la dialogurile cu profesorul Andrei Marga. Până data viitoare, toate cele bune! Rămâneți alături de Televiziunea Română! La revedere!